Părinte Elena Gabriela, domnul Bezărău Petru, domnul Filip Costică, domnul Gălățeanu Ionel, domnul Hergelegiu Samuel, domnul Neagu Neculai Dan, doamna Ojoc Amelia, doamna Pușcuță Tanța, domnul Rafael Adrian, domnul Rafael Ciprian, doamna Vântu Livia. Domnul primar, spuneți dumneavoastră tatăl nostru? Da! Ne vedejește pentru noi. La Doamnele și Doamnele și Doamnele și la Tatăl și Fiul și Sfântul, acum și Fiul și Vecii Vecilor, Tatăl nostru care este Fiul, Sfințească Sfântul, e părăția ta, facă să voia ta pe cum cer așa și pe cum. Pâinea noastră ce-ai plăzut, dă-mi nouă să ne-ai urmă ulășat, pe cum și noi e tânăr și țărână și ne duce pe noi în spită și ne zbedești de ce de crea, că ta este părăția puterea și slava Tatăl și Fiul și Sfântul, Duc, acum și Fiul și Vecii Vecilor, amin. Credeți ușor, Doamne. Am purtat, procesul verbal și zice din 31 octombrie 2022. Cine este pentru? Cine are propuneri? Cine? Unanimitate. Dăm cuvântul doamnei primar să pună la vot ordinea de zi. Ordinea de zi sunt cele trei proiecte, așa cum au fost în convocator. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Dobrogei Bacău pentru semestrul 4-2022. Și proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au domiciliu stabil în Comuna Dobrogei Bacău. Să punem la vot ordinea de zi. Invităm pe domnul consilier Rafael Adrian să conducă ședința. Mulțumesc. Începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale și ajutoarelor de urgență. Cuvântul domnul primar. Da, noi am avut, pot spune, întotdeauna această hotărâre de Consiliu Local. Dacă ați citit regulamentul pe care l-am trimis odată cu convocarea, în acest proiect doar am majorat sumele, care, după cum știți, și prețurile sunt majorate, poate 100%, unele și mai mult de 100%. Ați citit probabil și modul în care procedura, mai bine zis, de acordare a acestor ajutoare. Dacă aveți întrebări. Să scrie cineva la vot? Da, la vot. Dacă este la cineva? Da. Domnul Gălățan. Da, mulțumesc, doamna primar, să știți că am citit regulamentul ăsta și să ne-am venit cu o propunere dumneavoastră, că chiar într-adevăr am trecut prin momente de dificile care sunt pe raza comunei noastre. Aș fi venit cu o îmbunătățire la proiectul, dacă sunteți și domnii consilieri sunt de acord, să dați de valoarea asta, de banii ăștia, să le dați materiale. Mie ca persoană și mie ca persoană, Gălățanul Ionel, dacă mi se întâmplă un decaz, și vedeți că nu e bani ce, să știți că se găsește loc să lucru în altă parte și nu, poate n-are nicio coeficiență cu asta. Cu a doua propunere aș veni, nu știu dacă vă permite bugetul, să măriți la 7.000 de lei, cum de pentru incendii, la 5.000, la 7.000, dar vă permite bugetul cu asta. Și iar la ăștia la 20 de milioane, la 30 de milioane, dacă... Înainte era 20 de milioane pentru incendiu, nu? Da. Mi se pare că e mărit destul. De la 2.000 de lei la 5.000. De la 20 de milioane la 50 de milioane. Da. Adică eu vreau să aduc la cunoștință și la domnul consilier, că am dus la agenția
inspecție sociale, după și inspecție sociale, sunt de 7.000 de lei, de asta. Da, pentru că ei au un fond special pentru așa ceva. Noi dăm din bugetul local, adică noi putem aproba și 10.000, dar mi se pare că nu trebuie să ne amăgim. Pentru că noi aprobăm că se poate, da, după cum ați citit, scrie clar, până la. Da. Da? Da. Deci, dacă noi nu avem bani în buget și nu am pe venituri noastre, știți foarte bine, noi nu putem să dăm nici măcar 3.000. Dar vreau să eu cu propunerea pentru bugetul anul trecut să aveți un buget de rezervă, că Doamne ferește, incendiile și mai ales pentru incendii, mă refer. Că la asta nu știu dacă câte incendii au fost pe raza. Dar să nu fie niciun. Dar să dea Dumnezeu să nu fie niciun. Dar am avut casa asta cu oața cu Ana Boaru. Fondul de rezervă e obligatoriu. Corect. Fondul de rezervă e obligatoriu. Fondul de rezervă, dar fondul de rezervă ăla de exemplu, să aveți... Să veniți la fondul de rezervă pentru ajutor de urgență. Da, eu asta m-am zis. Da. Dar dumneavoastră, nu știu, eu am venit cu propuneri, eu am spus și repet, dacă permite bugetul, dacă permite încasările. Ideea, cred că cea mai bună a dumneavoastră este asta, ca pentru bugetul anului 2023, da, să facem, să constituim acest fond special pentru ajutoare de urgență, da, cu sumele astea. Da. Să luăm în calcul de 7.000 pe, da, total și mărim 7.000 și ați mai zis la ceva. Și acolo, ca să vă zic dumneavoastră, am mai zis o sumă. La 20 de ani, la... La 30. La ce? Da. Ajutoare din mormântare, da, parte da, de ele. Da. Da. Am văzut, acum de dumneavoastră, depinde de dumneavoastră, dumneavoastră vă faceți un calcul. Nu puteți să puneți niște bani de acolo ca să... Cu asta. Faceți un calcul. Cât au fost în ultimii 3 ani, cât incendii ați avut cu asta, și faceți o proporție așa de exemplu. Să aveți o rezervă, că Doamne ferește, într-un an poate să fie 5 incendii pe raza comunului, într-un an poate să nu fie niciun, și să dea Dumnezeu, cum a zis domnul consilier Filip, să nu fie niciun, de exemplu, nu se bucură cineva. Da. Asta. Vă spun cinstit, că ce am văzut la fața de asta acum, m-am grozit și a rămas fără cuvinte. Atât, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Ai scris cineva la cuvânt? Nu mai înscrie nimeni, spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Deci nu am potrivă. Pentru, dar să știți că rămâne, cred că acum, că am venit cu propunerea asta, rămâne pentru viitor sau da, propuneți la buget. Trebuie făcută propuneri la buget. Ca să... Da, dar am spus. Am spus aici. Deci, oricum, mai este o lună. Poate dă Dumnezeu și nu-i fără întâlnit în luna asta. Decembrie, nu? Sau s-a propus bugetul, ce știți, că dumneavoastră aveți antenii. No. Când s-a aprobat bugetul la nivelul României? În mai. Nu, în mai, da. Anul ăsta o să fie prima dată. Vedeți, este la anție, domnul primar. Dacă așa am spus, nici l-a spus, nici l-a spus. Da. Trecem la punctul 2, proiect de hotărâre privind ratificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Odăbești de Județul Bacău de trimestrul al 4-lea 2022. Da, după cum știți, a fost o rectificare la nivel de țară. Comuna noastră a primit 160.000 de lei. De altfel, la scrie, dacă ați citit în proiectul de hotărâre, sunt departate din TVA, deci 160.000 repartizată pentru, dacă cheltuiel de capital la școală. După cum știți, avem un proiect aprobat pe mediu, da, la școală la Tisa Silvestri și trebuie plătit consultanță, proiect, avizii, 75.000. Cheltuieli de capital pentru centru comunitar integrat în Comuna Odobești, unde avem sume primite și în ședința viitoare o să le aprobăm și pe alea, avem 140.000 pentru reparație, 140.000 de euro, 33.000 poate, dar să nu greșesc, deci o să vină 140.000, știu sigur că avem pentru reparație. Dar la fel, 30.000 ăștia i-am pus pentru avizii, pentru consultanță, pentru cel care face proiectul. Tot ce la bunuri servicii, 55.000 pentru lemni și iluminat și tot ce mai trebuie. Până la sfârșitul anului. Da, vă rog dacă să înscrie cineva la cuvânt. Tot o să mă scrie. Aveți cuvântul, domnule. N-am putea de aici să dăm și la Curte și Culturi 20.000 de lei la
pentru biserica la Unii. Avem prinși ca și credite. Ca și credite, da. Dar cum să vă spun, am văzut că e popa care a interesat. Popa de la Odobești? Da. Din păcate, pe noi, pentru cimitir, știți că avem... Cimitirul nu este al nostru, nu putem, el nu poate justifica... Nu poate justifica banii pentru cimitir. Da, a spus dumneavoastră că ați luat banii de la biserică, cu putere contru la biserica Fibie, 5.000 de lei. Da, i-am dat înapoi, dar vreți să vorbim chiar în fața... știu ce spuneți. Ca să nu vă mai spun că un domn inginer care a venit și a măsurat aici pentru zidul nostru de susținere, dacă vă aduceți aminte. Da. Și când a spus că sunt necesar 5 miliarde ca să-l facem, a zis, scuzați-mă, nu știu dacă am să am vreodată banii ăștia să facem zidul ăsta de susținere. Eu am făcut 20 de susținere cu unul de vreși. Eu așa mă rog la Dumnezeu, dar de acum, indiferent ce s-a întâmplat, cum se cheamă, când se radiază sancțiunea aceea, sunteți reabilitat, știți? De mult sunteți reabilitat. Dacă stau și mă gândesc cât ați făcut dumneavoastră fără autorizație de construcție, fără proiect, fără cât lucrări ați făcut. Acum este pe... Acum este... nu poți face nimic decât cu proiect, cu aviz, cu autorizație, cu aia. Ați văzut că acum este cineva inițiator pentru modificarea legii 50, că îți faci un garaj, că îți faci un foișor, era obligatoriu autorizația, da. Nu se mai fie obligatoriu. Foarte bine. Te aduci la cunoștință. Cred că nu sunt total documentat, am avut o discuție cu cineva, dar numai din discuții. E propus și că este în Parlament la ora actuală. Și bucătăriile. Și bucătării? Ar fi foarte bine cetățeanului. Faci un gard, doamne, iată-mă, eu dacă stă gard și cum era până acum, conform legii 50, dacă schimbai tavanul de casă, puneai cu altă culoare, trebuie autorizație. Dacă schimbai culoarea la casă, trebuie... Și uite acum, dacă vreți bună de țării asta, să știți că, într-adevăr, ajută cetățenii, ajută. Ajută că... Nu costă materialul cât costă pe ei. Corect. E cel mai mic proiect acum, că costă 9.000 lei. 9.000 lei, 9.000 lei. Deci, poate nu costă tabla pe casă, cât costă. Pe tabla pe casă, cu reunia pusă, eu costa 37 de milioane și proiectul trebuie să costă 90 de milioane. Faceți-o socoteală așa. Vedeți 3 case. Păi ștuf. Nu e adevărat. Doar suntem în 2022, vă spun, nu e chiar așa. Deci nu poți să tragi curentul dacă n-ai autorizație. Sunt de mulțumire de chestii. Deci ați observat că domnul fost primar respectă legea, deci clar. Dar poți să nu respecte. Și vă îndeamnă să o respectați în continuare. Dacă mai scrie cineva la cuvânt. La proiectul la Citurești, ce mai văd că aveți aici la Cartier Capital, la 6502. Nu, stai pe care proiect? La Citurești, la școala la Citurești. Dar acolo nu mai avem plătit nimic, s-a terminat. Dar văd că scrie aici la proiectul amenajare teren de sport. Da. Cheltuieli la total. La numărul 2. Da. Ăsta la consultant, că o pusă deja, o încărcat-o pe SICAP, să așteptăm oferte de înscrieri la licitații pentru execuții la terenul scolar la școală. O să fie cel mult 30.000 de lei. Din ăștia 75.000. Din ăștia 75, da. La terenul de la școală s-a terminat de acum proiectul, e și încărcat, cred că pentru licitații, pentru construcție. Nu m-am uitat. Adică începe executarea, dar întâi e licitația de oferte. Dacă mai sunt întrebări. Întrebări ar fi multe, dar rămâne un da. Da, într-adevăr, eu sunt total de acord cu banii, așa, sunt puțin, unde sunt împărțit numai operatorul principal de credit, știi? Acum, ca să vă spun, mai am cerut 22 de miliarde. Deci. La ce? Până la această rectificare, știți și dumneavoastră, cât ți se cere un raport corect, de cât ai nevoie. Și am justificat cel mai puțin de cât avem nevoie. Și de trebuie, dar la 1.600.000.
Deci la guvernare. Da, la guvernare. Era una cu dumneavoastră, cu NRO. Dar nu, dar la Firație... Cine poate să o pără? Dar și la aici, ca peste tot, își trag un oameni la picioare. Și domnul Gălățean s-a jucat cu pilii ca să... Să ia bani, să ne-a mai bine. Dar au zis că n-a fost treaba niciodată și niciodată n-a să, niciodată. Pentru comună să știți că las orice politic de o parte, orice asta, asta aș avea cu cineva, dar eu am spus-o și o spun până acum așa în fața camerei, eu sunt dușman cu dumneavoastră politic, dar ca oameni suntem oameni. Și politic sunteți dușmani cu mine. Păi, dar mi-a sunteți la PSD, la PNL. Păi, deci, ala, suntem frați acum, suntem uniți. Frați, da, așa, așa. În coaliție. Să vedeți un candidat pe aceeași listă. Atunci au zis de batalia. Deci ai avut ședința de coaliție și așa că... Și da, au avut-o ei sus noi, dar noi la jos așa am fost vreodată, noi, bă, dar noi talpa pe partidul, suntem întrebați, noi, bă, ce vorbim. Vorbește un om cu experiență exact, politică. Exact, pe tocmai. Decizia se ia sus. Dumneavoastră dați ascultare. Când sunt la preot, se spune, dai ascultare. A fost cu caut acuș. A fost cu caut acuș. Acuș și că nu te caută obligat. Sunteți de acord să depunem la vot punctul 2? Da. Cine este pentru? În caz ce este cineva împotrivă, se abține cineva? Mergem la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au domiciliu stabil în comuna Odobești, județul Bacău. Aici, dacă auziți, mai spuneți, în sate, în, așa, cine știe când trebuie să trăiască amândoi. Asta e una din reguli obligatorii, să aibă domiciliu pe raza comunei Odobești. Și certificat de căsătorie, dacă l-au pierdut, Mai sunt rost, îl găsim. Dar între timp au fost familii care s-au localizat. Care au venit din altă parte. Da, exact. A, care au venit din altă parte. Da. Și ei au domiciliu aici. Și ei s-aduc în certe. Că nu, condiția nu este că trebuie să te și căsătoriți la Odobești. Tu puteai să te căsătorești în Dobrogea, la Măcin. Să pun și condiția. Ei, da. Știam sigur. Știam sigur. Adică eu de asta vreau să vă spun. Știam sigur. De normal cu hotărârea asta. Asta că așa că s-a vizionat hotărârea acolo. Dar apropo, de exemplu, la ora actuală suntem în noiembrie. La 18 noiembrie. Asta mai este în decembrie. Noi nu aprobăm și nu știm măcar dacă aprobăm hotărârea asta, dacă era o cerere la ora actuală. Dar sunt două domni. Iar dumneavoastră, când ați venit acum și ne-ați prezentat proiectul ăsta, trebuia să ne aduceți și nouă la cunoștință. Să vă facem copii după ce. Nu, evident. Dar vorbiți mai repede. Păi, dar dumneavoastră, nu poate, nu poate. Să ne spuneți familiile, doamne. Nu, să ne spuneți. Poate domnul Grățanu să duci cu un buchet de flori înainte. Da, corect. Dacă ne spuneați, doamne, sunt două familii, uite, de așa sunt două cerni. Dar vă spune domnul secretar. Sau domnul secretar, să ne apuc la cunoștință de asta. Și uite, băi, să știți că chiar cum ai cu... Cu dare, cu asta, cu toată inima potiesc acest proiect. Așa dacă știam că nu este niciun proiect, deci nu puteți spune ce vorbim. Dar poate mai descoperiați dumneavoastră până de Crăciun. Hai, descoperi, că eu așa am timp. Dar putea să nu fie nicio cerere. Noi aprobăm această sumă. Și între timp noi, ca și consilieri, dăm zvonul în sate, comunicăm și spunem. Ne ducem prin sat, doamne, care... Ce zvon dai tu acum, de exemplu, la ultima, în o lună și 20 de zile, n-ai dat 11 luni până acum și acum într-o lună zi-l dai. Nu, păi, nu, dar nu prima, domnule, dar credeți că banii ăștia... Păi nu, dacă, cum spune, tu în 11 luni de zile n-ai anunțat nimic, și noi trebuia acum în 11 luni de zile. Da, nu-i problemă, într-o săptămână anunțăm și e bine. Domnul primar, se știe.
s-o dat de atâția ani, s-o dat mediu. Ce să știi? Corect, dar eu asta spun că vreau să vă aduc la cunoștință, că noi, eu la ora actuală, eu nu știam că într-adevăr sunt două cereri și asta vreau să știu de asta. Dacă sunt acum așa, m-ați adus la cunoștință și am luat la cunoștință că sunt două cereri, da mă bucur. Bun, și dacă nu ar fi două cereri, n-ați aprobat sau cum? Că nu înțeleg. Deci acum n-am înțeles, sunt doar două cereri. Dacă vreau că nu aprob. Eu nu mi-e clară. Păi nu-i clară treaba la absolut deloc. Nici eu nu înțeleg. Aprobă suma pentru... Noroc în mare! Mă țin dacă dă-o! Da, așa, iar, da, vin cu propunere, să știți că e cam mică sumă. După 50 de ani, 5 milioane, 5 milioane, dacă am să ducă la un restaurant, nu mănânce o friptură. Da, Ionet, bravo, bravo. Exact, ne ajunge 500 milioane. 5 milioane este puțin. Doare ca să bucuri ei, de exemplu, problemă. Haideți să vă fim de acord, dacă sunt tot 20 de milioane, da, la o urgență, punem 10.000 de milioane. Pentru anul 2023. Pentru 2023. A doua zi sparge casa dacă prea mult bani. Poftim? Dacă prea mult bani, sparge casa a doua zi. Cât ați zis că ați propus 2000 de lei? 1000. Da. Să dublăm cum am dublat și la ele altă. Pentru 2023. Să dublăm și așa aici, așa e corect. Să luăm în cap. Dar asta depinde. Nu mai cum pierde și din divata acum. Acum ia cu 20 de ani 5000 de lei. Da, am dat 150 prima dată. 160 de ani? Da, în primii ani. După aia 300. Era o valoare. Era dublat. Vedeți cu dublat, dar de asta. Deci am fost doar. Da, la da, la am. Dar sincer, lumea, dar iau bani. Mai degrabă de la uște că sunt fericit. Da. Da, domnul președinte, gata. Mi-au luat 200 de euro. Mai sunt întrebări? Da, eu l-am gratat. Sunteți lămurit acum? Eu nu, totuși nu sunt lămurit cu ce ați spus. Da. Eu nu sunt. Pentru că ați spus așa, că dacă n-ar fi două cereri, n-ați aprobat. Nu, abțineam că deja duce să mă duceam. Păi da, dacă s-ar aproba ăștia 500 și nu vine nicio cerere, oricum banii ăștia nu se vor cheltui. Corect, dar dacă, doamne, de ce nu trebuie să fim și noi informați? Dumneavoastră, viu la ședință, numai să votez fără să fiu informat. Da. Noi votăm așa scurt. Și ședința trecută a votat cu hotărâri. Nu, luați așa. Noi votăm această hotărâri. Domnul Gărăță, votăm această hotărâri. Noi, ca și consilier, eu unul, consider că dacă vin cereri, este de bun augur. Dacă nu vin cereri, nu putem obliga omul să vină. Domnule, tu dacă ai înțeles ceva, tu îmi spui ceea ce vrei. Păi nu spun ce vreau, dar ai spus clar că dacă trebuie să fii informat. Doar, eu sunt de acord să fii informat, că doar știm toată lumea că trebuie să fim informat. Normal, acum, ca să spun un chestie, noi venim acolo să ne batem apa în chiul la ședință și nu avem nicio cerere și să facem pe hotărâri, nu? Să avem hotărâri, da? Păi dacă nu are... Așa zice eu la asta. Dacă nu ar fi hotărâri și ar veni cu cererea, ar putea să le dea banii? Poate să ne convoci dacă cu spune, ce spuneți dumneavoastră? Gendat. Eu nu pot, că dumneavoastră numai vinerea puteți. Nu, eu nu pot. Gendat-o vine. Dar eu v-am ascultat, ați observat că v-am ascultat? Dar când am făcut ședință din dat, asta e prima dată, că o dată în 3 ani... Dar știu că de acum din dată, dacă mai facem, facem după ora 16. Nu, nu puteți să o faceți la ora 9. Eu nu știu la 7. Acum voi. O căpătat de chimie. Ce uscat de arneala. Ce uscat? Nu. După 5 ani, e singur de plecat într-o instituție actual, îți faci bilet de voie, știi, voie, știi, șeful instituției, este și la primărie a fi valabil, și pe Europa, îți faci acest bilet de asta, spui la ora de dar la dar deci credeți dumneavoastră că noi nu avem bilet de voie? Este vreodată. Dar dumneavoastră știu. Aveți de aceleri care erau însertat? Doamne, mai bine. Dumneavoastră ne-ați însertat. Doamne, nu am făcut asta mi-ți să spun. Dumneavoastră nu făceam noi cereri când plecam? Nu ne-ați făcut cereri vreodată că ați plecat, doamne. Haide, doamne, haide să... Haide, dați-mi un singur marge. Vreți? Sunteați însertat? Să mără, să vă nu e adevărat. Pentru că ai vroia el, nu e adevărat. Se făcea cererea tuturor. Asta pentru concediu de odihnă. Asta, de alte cereri, nu s-a făcut nicio cerere.
În 10 ani zile. Nu vă enervați, mă rog. Da, așa este. Vă plinește cu bani să și bani să zici. Dar nu e adevărat, că nu știu. Băi, și pe mine asta mă deranjează când spune niște lucruri neadevărate. Eu o să știți că e spune. Îmi pare așa de rău că nu am păstrat. Dacă nu trebuia să păstrați. Acum am arhivă cererile alea. Doamne, Dumnezeu, uite, haideți că... Cere rapoarte de activitate. Uite, haideți că se filmează. Și atunci și două cereri asta. Pe două cereri plătesc pe la mine. Eu mă duc acum să... Dacă mă plătesc 20 de milioane. Le-ați lăsat primăria vechi ca și... Ce primărie? Păi, mă rog, din 2010 sunt... Doamna primar, cum se dau pentru ăștia 50 de ani de căsătorie? Da. Pentru decedați, ajutor? Nu. Da. Pentru tinerii căsătoriți? Nu se poate? Da, cred că da. Deci propuneți ca pentru 2023 să punem un ajutor pentru cei la prima căsătorie. La prima căsătorie. Da. În ce sumă? Și mai avea și o copropunerea. Nu mi-i bați așa. Așa, 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 nu, nu, nu mai gândesc. Dacă e suma mare, nu știu. 500 de euro, spune-le. Așa era, băi. 500 de ce? 5 milioane? 500 de euro. Nu, 1000 de lei. 1000 lei. Mai vin și eu cu o propunere pentru anul viitor, dacă domnul consilier Bezerău a spus, și pentru cei născuți. Da, așa era bun. Da, ca aia, într-adevăr, nu la materna. Nu la maternă. Păi, cei născuți pe raza comunii obiești, cei care sunt născuți pe raza comunii obiești, să haideți să spunem o sumă, să fim toți de acord cu o sumă, pentru pampers, pentru șeam, om. Pentru cărișior, domnule. Aș veni cu propunerea să nu le dați bani, să le dați scuteri și sau să le dați ceva material ca să luau lapte praf și din dat. Aș veni cu propunerea, într-adevăr, cum așa trebuie să faci achiziții, ca să dai să fie pentru care să-i dai... Nu, dar să știi cu factura, cu bonurile. Știu, iar o idee bună. Da. Păi, stai cineva să le că bonuri se poate falsifica. Da. Duci la magazin, ia whisky și îmi scrii pe plăsă. Să știi dumneavoastră, acum de exemplu, nu știu pentru care trebuie. Nu ai bani și fiecare faci și de nu, eu fac, noi facem credit, dar banii ăștia sunt crediturile comune. Propune 50% mărirea taxei, dar când... Dar cum se dau? Altfel nu putem acoperi cheltuielile. Pentru că ați zis? Păi nu-ți de acord cu nimeni când se mărești taxe. Să mărești taxe de... Păi atunci de unde scoți banii ăștia? Taxele care se plătesc. Noi tot propunem aici. Taxele care se plătesc pe raza comunii, cei mai mulți sărași bătrâni care au pensie de 10.000 de lei. Și ce îți mai pui ăla în schinare? Dacă tu îi mai mărești cu 50% și pensia lui crește cam ce am înțeles. Nu vă enervați că mărirea impozitelor la Comuna Odobeș nu a fost niciodată decât cu indicele de inflație care ești obligat prin lege. Dacă e 16%, dar dacă la nivelul comunii, la nivelul țării, se vor majora impozitele și ești obligat să le majorezi, trebuie să le majorezi. Trebuie să supui legilor, nu? Dacă se duce de la 3 la 5 cât a fost, 6 cât a fost anul trecut, nu? Și acum se duce la 16% indicele de inflație? Ai citit? Așa spune astea, așa zice, că se duce la 16%. Asta e legal ca să mori cu taxe cu 16%? Dar nu sunt inflația la bombă. Da, ei parlamentari normal îmi convine, salariul lor... Dar nu vezi acum, domnul zice, cu 15% să mărească, dau pentru mine? Pentru fraier, da. Și nu numai noi, toată lumea respectă legea. Doamne, dacă este obligatoriu și este lege obligatoriu, nu trebuie să mai vină imposibil o parte. Dar dumneavoastră vreți să spuneți... Dar nu aprobăm, cum să aprobăm de la 5% la 16%, nu? Consiliul local este mai puternic ca guvern. Suntem toți aici trăitori, nu suntem în parlament. Nu suntem guvern, da? Dar nu ești guvern, acum că propui taxele de-astea ajutoare. Dă-te la că nu, dar nu-l văd pe Dan, nu înțeleg nici la urmă. Ce ai zis acum, Dani? Trăim în Comuna Odobești, da. Alături de cetățenii Comunii Odobești, nu? Corect. Dacă se duce inflația la 5% la 16%, noi nu o să votăm 16% că vor parlamentari, acum să crească inflația, nu? Că să mărim taxele cu 16%. Noi putem nu nimeni deloc, dar nici și cheltuie. Obligatoriu, noi trebuie să decidim noi ei și nu ce decide ei. Și n-ai auzit și eu să-ți dau, dar dacă e obligatoriu și vine cu asta, trebuie să... Obligatoriu, nu, nu poate să-ți impună niciodată. Ce? Ăla care tine că e amanșul unul care... Dar e normal, dori fi noșnașul. E nașul meu. Sunteți de acord să trecem să votăm punctul 3? Da. Cine este pentru?
Se abține cineva? Cineva împotrivă? Acum n-a nimic cu mine, dar sunt și oameni năcăjuți. Toți. Foarte mulți. Puteam spune că toți sunt năcăjuți, la nivelul comunitate. Da. Cum ați duce partea la 16% de la 15%? Hai, domnul Gălătara, mai ridicat. Dar și vreau să vedeți necălut. Păi, unii Dumnezeu și vă plăiești, dar și păi, vorba din noi de aici. E vorba și din cetățenilor din Comuna Dobieș, că poate își plătesc taxele din alocațiile copiilor, nu? Domnul primar, dar ia că ne abținem de la niște pofti, totuși. Și de asta, și asta ești greșit. E bună să-i vedea, e bună, da, da, să știți că, și asta este să păstărească, domnule, eu sunt cea mai... Trece la punctul pară, da, sunt cea mai bogat om din lume. Eu, Grățanul Ionel, sunt cea mai bogat om din lume. Pentru că sunteți sănătoși. Da, și ce mai trebuie, da, trebuie bani, domnule, numai bani, bani. Da, 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 da. Îmi scrie cineva la cuvânt? Domnul Gălățanu. Domnul Gălățanu, aveți cuvântul. Domnul primarul. Am adus la cunoștință de la toate ședințele. Eu văd merg la Bacău acum, dimineața, la ora 7 fix, se stânge lumina în luminatul public. La noi se începe foarte devreme seara, este ziua afară și s-a plinit becurile, este ziua afară, dimineața și ziua se stânge. Spus-o și vă spun și iar din nou, repet acum, luați o măsură că ori puneți ceas din ăla și puneți cu oră, și ce, am, eu ce văd pe la televizor, că zice că o să avem lumină numai pe cu sară, să nu avem noaptea. Așa va urma, de asta nici n-am mai... Să avem asta. Dar acum dacă se consumă curent, de aiurea, de exemplu, vă spun sincer, de aiurea, de exemplu, asta. Eu risipă curentul ăsta. Seara, de, la 5, s-a plin din ele. O, Doamne, iartă, vă zice. Dar ce-mi cântă nu ai ideea? Aș mai veni cu o propunere la dumneavoastră. Am văzut că s-a adus o profesoră de o de repart. Da. A făcut ceva achiziții și pentru de la ca să nu punem sare în el să dăm la mănăstire în pantă acolo. Eu, la se găsește mai simplu de luat. Țin foarte mult, dacă mă credeți, țin foarte mult, mai degrabă, dați-ne un par pe schinar și eu mai ușor un par pe schinar decât să dați sare. Dar nu dă cu sare, n-am dat niciodată. Da, s-o mai dat. S-o dat chiar așa în trecut. Vă spun. Nu spuneți nimic, eu vă spun. Nu, am luat de la tine, mă, s-o dat. Ce supună și nisipul ăla niște sare, că îngheață și te zbați la tine la cop. Nici nu poți să-l împrăști, nu poți să-l împrăști. Dacă e uscat nisipul, ascultați-l. Nu are cum, dacă plouă, el nu perește, îți faci bolovan. Da, dar eu știu așa. Lai, trebuie amestecat. Nisipul ăla, dacă ați văzut până astăzi să faci zdrăbețele alea, plouă pe el să faci o porție de gheață așa pe deasupra și mai dacă e subtil de asta. Da, dar ascultă, eu vă spun din experiență. Nu poate, poate bine ceea ce spun. Asta... Foarte bun, discutau la față la așa. Da, nici nu, dar... Trebuie să completăm. Mai am o foaie. Domnul Bezerău vrea să-mi scrie la cuvânt, dar a terminat domnul Gălățan. Ai cuvântul, domnul. Gata? În legătură cu canalizarea, în legătură cu fosele astea, vin oamenii și mă întreabă, nu știu. Nu știu ce să răspund. Nu știu. La primăria Comunei Dobrești este înființat un registru, conform legii. În acel registru, și sunt și modele, atât pe site-ul primăriei, este model de cerere online, care toată lumea care intră acolo poate completa și să o trimită la primărie. Dacă nu, poate veni aici la domnul viceprimar sau la domnul Burcă. Există modele de cerere, asta pentru cei care nu au fost pentru cei care au fosă. Pentru cei care nu au fosă, autorizațiile de construire, de construcție, vor fi obligatoriu, condiționate să ai prinsă prinsă fosă. Nu, aici, dacă permite domnul Dumnezeu să intervin și ori asta, dumneavoastră ceea ce spuneți dumneavoastră, păi dacă eu am fosă la ora actuală și eu aveți registru, asta, eu dați-mi și nouă explicații că am fosă și mă registrez. Ce mă ajută pe mine primăria că mă registrez la primărie cu fosta, că eu am fost de... Taxează cu taxe și impozit. Băi, te rog frumos, nu la asta mă refer. Nu, dar eu faceți un pic de pauză. Eu sunt și chiar, și nu-i prima dată, și nimeni nu mă poate înțelege de ce țin eu cu neagul. Că și tot țin doamnă cu neagul, că la câteva faci, păi uite de asta țin eu cu neagul. Pentru că el citește.
o citit sau nu citit, dar știe la ce ajută primăria pentru cei care se registrează cu toți. Da, dar treci la altă grilă de taxare. Da? Dar cum? Obligatoriu. Am fac toaletă în asta, păi da, în grădină. N-are voie. Deci n-am voie. Taxează dublu. E proprietatea mea? La butuci. Domnul meu, din proprietatea mea, Constituția României ce prevede. Am dreptul la proprietate. Și dreptul meu din proprietate, ce puteți? Chiar oricum. Păi nu oricum, dar am dreptul eu din proprietatea mea, vină, dar și asta cu mască, eu fac toaletă. Era supărat că grajdul lui Dan era pe Vămirosa. Acum ca să văzut dumneavoastră, atunci mă duc afară în pungă și vă pun la... Domnul Peroni, la șer! Și atunci... Păi și atunci, ce fac atunci? În loc să mă duc la toaletă, mă duc în pungă? O să ajungem să ne ducem în pungă? Doamne! Băi, atunci... Doamne! Bine, abascalarizarea la dumneavoastră! Să revenim la ce este în lege, da? Că noi acum vorbim pe lângă. Până la urma urmei există o lege, da, păi nu. Aceasta este cererea. O avem, putem să vă dăm și dumneavoastră pe la magazin, poate mai sunt oameni, și în cerere sunt niște întrebări. Timp de înscriere, persoană fizică sau juridică, adresa completă, dacă are CNP sau cui, adresa de e-mail, telefon, nume de proprietar, fosă septică, cum să are o denumire fosa asta septică. Dacă deține de autorizație... Da, dacă este fosă septică. Da, da, este... Dacă e făcută în beton, nu mai e fosă. Este un bazin, dar legea este fosă. Când acum fosă... Legea este valabilă și pentru bazine. Da, deci fosele septice ale cumpărate sunt standardizate și da. Bifeza e standardizată. Și scrie în cerere. Și astea betonate sunt nestandardizate. Da. Și cel mai important este volumul anual de apă uzată, vitanjată, conform contractului, adică... Eu înțeleg, deci fiecare cel care are fost să trebuie să aibă un contract de vitanjare. Frecvență de vitanjare și de 30 de ani. Nu aveți, o să... De la obliga anual. În 30 de ani eu nu cu fost să ai. Bine și să puteți cu cea mai mare specială și care are 5 metri plăți. Nu are fund. Poftim? Nu are fund, dar vă obligă să aveți cumva. Doar logic. Nu se duce apa de loc. Îți garantez că nu se duce apa de loc. Una dintre la numărul 21, una dintre întrebări este dacă există buletin de analiză privind calitatea apelor uzate vitanjate. Dumneavoastră ceea ce spuneți așa. Dar nu spun eu, vă citesc. Dar atunci fântâna mea... Nu-s așa de deșteaptă, să spun eu. Doamne, dar fântâna mea de acasă, poate nici nu e bună de băut și o beau de apă din fântâna mea și consum din fântâna mea și nu mă obligați la fântână ca să fac analiz la fădări și m-a obligat la fosă. De asta sunt niște legi ca să mai încarci niște bănuți. Zice mai departe, dacă ați făcut analiza la apa vitanjată, zice ce valoare de concentrație medie anuală în apele vitanjare consum biochimic de oxigen. Aș fi total de acord cu dumneavoastră ceea ce spuneți, dar dacă aveam canalizare și să mă rec la canalizare... Repet, domnul Gălățanu, nu spun eu, vă citesc. Așa este. Eu nu pot să spun că nu trebuie. Nu oferă nimic. Nimeni, nu oferă nimeni nimic. Și îți cer niște drepturi aiurea. Ce nu vă oferă? Taxam român, nu știu de ce nu. Acum spunea domnul Gălățanu, vă dă seama că sunteți consilier, vă puteți cumpăra fosă, trebuie să fiți primii care respectați legea. Exemplu în comunitate. Hai, plătim gunoiul, plătim impozit să primi. Deci sunt sigur 100% că o să iei niște contracte cu cineva cu vitanșă să vină și să te oblige. Eu dacă mi-am ia gunoiul niciodată, cum să plătesc gunoiul? Și o să... Trebuie de exemplu, dar eu dacă nu mă duc la București, eu să plătesc un bilet care zice cineva că mă duc cândva la București, plătesc biletul ăla și biletul ăla să duce aerul la București, aba ce vorbim de... Și eu ce să plătesc? Pentru patrie. Pentru patrie, nu? Plătesc tu pentru patrie. Am observat, sunt total împotriva legilor acestor țări. Nu sunt împotriva legilor acestor țări, nu e adevărat. Și asta a doua care nu sunt împotriva. Taxile și toate. Dacă se pune numai biruri pe oameni așa, să luăm numai bani și numai bani, dar acum v-ați dat seama? Mă, nu să spuneți. Da, fântâna. Dar o să ajungă exact ca înainte să ai fântâna ascuns în bine. Nu mai faci nici căldură? Pe doar. Mai scrie cineva la cuvânt pentru
Nu avea termen de garanție, n-a venit nimic. Nu aveți termen de garanție, n-a venit nimic. Ca să încheiem ședința. Mulțumim pentru participare. Mulțumim pentru participare.